În partea de răsărit a Bucureștiului, în zona cartierului Berceni, se înalță, impunătoare, noua biserică a parohiei Șerban Vodă. Sfântul Lăcaș are trei hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Paisie de la Neamț. Este o biserică ce impresionează prin eleganța și grandoarea sa, însă, pentru comunitatea de aici, înseamnă mai mult decât atât. Este mărturia unei izbânzi și a unei strădanii care a durat 16 ani. Au fost 16 ani de muncă și jertfă, 16 ani în care oamenii au ridicat o biserică, dar au zidit și o comunitate. Ceea ce este important în această biserică este dinamismul vieții duhovnicești. De alminteri, noi când am început această lucrare, ne gândeam cum să-i prindem pe toți, ca pe toți să-i facem ctitori. Și am reușit lucrul acesta. Pentru că noi n-am avut sponsori mari, ci am avut mulți de mici. În felul acesta, toți fiii parohiei noastre sunt ctitori acestei biserici. Parohia Șerban Vodă și-are începuturile la jumătatea veacului 20. Pe la 1940, odată cu extinderea cartierului bucureștean. Parohia Șerban Vodă a fost înființată în 1940, când s-a desprins din parohia Buna Vestire Belu. Prima biserică a fost ridicată aici între anii 1943-1964, pe locul dăruit de evlavioasa Valentina Atena Popescu. A luat ființă în acest loc datorită unui preot iscusit, Grigore Dragotă, care a descoperit în ultima perioadă, chiar pe punctul de a fi expirat, testamentul acestei doamne. Și a făcut pe locul acesta, pentru prima dată, o biserică de lemn. Înainte, biserica funcționa în Ateneul Școlii, făcut tot de această doamnă, de aceea se și numește Școala Șerban Vodă, ca și biserica, și numele acesta l-am luat de la vechea comună Șerban Vodă, pentru că aici erau pământurile domnitorului Șerban Vodă, cel care l-a urmat și a fost generalul Mihai Viteazu, 1601-1611, și a avut terenul aici și parohia a luat ființă în acest loc. Deci după ce s-a făcut o biserică de lemn, peste ea a apărut a doua biserică, cea de zid. Odată cu trecerea anilor și dezvoltarea parohiei, s-a simțit însă nevoia unei biserici mai încăpătoare, pe măsura numărului tot mai mare de credincioși. S-ar crede că biserica cea veche a fost demolată și în locul ei să fie construită cea nouă. Nu aș putea spune. Pe măsură ce biserica cea nouă s-a construit, s-a ridicat și a acoperit-o pe cea veche, cea veche s-a dezmembrat, mă rog, și toate materialele, tot ce s-a putut recupera, au intrat în fundația actualei biserici. Pur și simplu s-a extins. Prima biserică construită de părintele Grigore Dragotă s-a extins. În 2001, pe 4 octombrie, cu binecuvântarea preafericitului părinte Patriarh Teoctist, Preasfințitul Episcop Vicar Varsanu, fie Prahoveanu, a pus temelia noii biserici. A fost o lucrare anevoioasă. Noi am și numit-o Biserica Lacrimilor o vreme, pentru că iubeam și biserica mică și simțeam cum se ridică cealaltă și o să ne dezlipim de cea veche.
Și oamenii când lucrau aici, lucrau cu lacrimi în ochi. Dar la un moment dat am înțeles că fiecare cărămidă din cea veche am pus-o peste cea nouă, era o cărămidă foarte bună, și așa a apărut această biserică la care lucrăm de 16 ani. M-a întrebat cineva dacă cred în minunile Maicii Domnului. Și am spus, cred. Și am spus, dacă vreți, uitați-vă la această biserică, este minunea Maicii Domnului. Din prima biserică s-a mai păstrat o singură icoană pe care o avem la loc de mare cinste și pe care am socotit-o păcătoare de minuni, pentru că niciodată de când lucrăm nu ne-a lăsat fără ajutor Maica Domnului. Și dacă unii au făcut Maicii Domnului acatiste, imne, icoane frumoase, imnul nostru este această biserică dedicat Maicii Domnului pentru felul în care a avut grijă de acest locaș de cult. Chiar aici, în stânga mea, este icoana numită Maica Domnului Șerbănița. Această icoană are o istorie deosebită prin faptul că ea provine din biserica cea care a fost înainte pe acest loc în care s-a zidit biserica aceasta Șerban Vodă, așa cum o vedeți acum. Sunt în această comunitate de peste 45 de ani. Au fost momente extrem de frumoase în care majoritatea enoriașilor acestei biserici au contribuit nu numai financiar, dar și material. Aici s-a dat cărămidă de la cărămidă. S-a păzit această biserică. Au fost nopți în care am stat și ne-am rugat în această sfântă biserică, păzind lucrările bisericii. Eram cu toții uniți în acele momente și, desigur, au fost foarte multe momente grele în care financiar nu am mai putut face față. Dar de aceea și durat atât de mult. Sunt 16 ani de când se construiește această biserică. Am fost o familie și suntem o familie, deși generațiile trec. Sunt 15-16 ani în care oamenii cu care am început această biserică, mulți dintre ei nu mai sunt. S-au alăturat alții și alții. Mi-aduc aminte cu multă bucurie, în anul în care am plecat, se hotărâse punerea pietrei de temelie a viitoarei catedrale, pentru că este aproape o catedrală. Și am fost chiar martoră a primelor săpături care s-au făcut. Am văzut cu ochii mei fundația cum începea să se adâncească și plecând în Italia mi-am propus dacă voi putea să ajut de la distanță această comunitate, pentru că am considerat că Dumnezeu, așezându-mă în acest cartier, a determinat pe undeva traiectoria mea spirituală și am ținut, așa cum vă spuneam, legătura cu preotul paroh. Chiar în momentele foarte dificile, trebuie să mărturisesc public, din păcate era o taină, dar nu cred că este o taină care să nu zidească și pe alții, așa că putem să o și spunem. Când am avut momente foarte grele în Italia, i-am promis lui Dumnezeu că dacă mă va ajuta să trec bine peste încercările inevitabile ale vieții de acolo, o să încerc să fac un rând de două cărămizi de la temelie și până la acoperiș. Am peste 25 de ani de când sunt enoriașa acestei parohii. Am venit de la început cu mult drag. Eu și locuiesc în zonă. Am venit de când era bisericuța mică. Am văzut-o pe cea actuală catedrală ridicându-se de la fundație, cum se spune. Am participat alături de ceilalți enoriași la punerea unei cărămide, la paza care se făcea aici noapte de noapte, păzind materialele de construcții. Însă jertfa comunității nu avea să fie în zadar. Din strădania lor s-a născut o bijuterie.
operă de artă. Biserica aceasta a fost făcută, proiectată de arhitectul Voicu Florea. Și a căutat domnul arhitect să prindă ce a fost mai esențial în arhitectura românească. De aceea el s-a inspirat mult de la Mănăstirea Cașin și de la Biserica Sfânta Maria, ctitorie a lui Miron Patriarhul și a Reginei Maria. Și de ce nu, de la Biserica Sfântului Elefterie. Privindu-le pe acestea, pe toate le veți regăsi în Biserica Șerban Vodă. Suntem bucuroși că ați început deja pictura aici și iată o parte din această pictură se înscrie, așa cum se vede din cât s-a pictat până acum, în această frumoasă tradiție, la picturi inspirate de isihasm. Frumusețea picturii într-o biserică ortodoxă nu este o simplă podoabă estetică, este veșmântul liturgic de rugăciune al spațiului în care ne rugăm. Și rostul picturii, acestea văzute cu ochii, este să ne înalțe duhovnicește la frumusețea cea nevăzută și netrecătoare a slavei Preasfintei Treimi și a Sfinților care mărturisesc dreapta credință și trăiesc potrivit Sfintei Evangheliei. Felicităm pe toți părinții care în seara aceasta s-au rugat, au slujit aici și vă felicităm pentru lucrări. Începutul a fost mai greu, dar iată, pe de o parte, altarul înaintează spre centru și cu pola coboară spre mijlocul bisericii prin această pictură ca veșmânt. Și așa sperăm ca peste nu prea mult timp să venim și la sfințirea acestei biserici, care este armonioasă, frumoasă și binevenită într-o zonă care pare mai marginașă a Bucureștilor, dar care devine centrală prin importanța ei spirituală. O lucrare complexă și plină de imagini provocatoare, să spunem așa, din punct de vedere artistic, dar și duhovnicesc, pentru că într-o biserică mare sunt imagini care nu se realizat în mod neapărat firesc într-o biserică mică. Spre exemplu, această imagine cu Duminica tuturor Sfinților sau acest ciclu pe care vedem în spate cu momente de după învierea Mântuitorului până la înălțare, care le-am reprezentat în altar. Sau probabil vom realiza scene din viața Sfântului Nicolae sau Sfântului Paisie de la Neamț. Lucruri care în mod normal nu sunt într-o biserică mare sau vom face probabil Soborul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, sau Acoperământul Maicii Domnului, sau un ciclu mai bogat din viața Mântuitorului. Acestea sunt elemente care toate vor fi sintetizate aici, în biserică, cum avem, spre exemplu, Înălțarea Sfintei Cruci, sau Liturghia Sfântului Ierar Vasile cel Mare, sau Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Sunt elemente și scene rare, să spunem așa, plus sinaxarul pe care o să-l avem în toată biserica și va îmbrăca stâlpii aceștia monumentali. O biserică care ar putea fi oriunde, o catedrală. Am zis că ar fi bine să introducem și câteva elemente din acestea mai prețioase, cum sunt aceste modele inspirate din tradiția bizantină, italiană, din Palermo sau din Sicilia. Dispoziția iconografică
Erminia acestei biserici a fost făcută de doamna profesoară Buculei, profesor universitar, care a prins în această erminie aproape tot sinaxarul Bisericii Ortodoxe. Și ne bucurăm de acest lucru, pentru că în București, cel puțin, nu știu să fie o altă biserică care să aibă un sinaxar atât de dezvoltat ca al Bisericii Șerban Vodă. Este un dialog în pictura aceasta de la Sfântul Altar și până la ieșire. Iar bucurie se extinde și în mozaicurile de la intrare. Au durat 7 ani lucrările la pictură și a rânduit Dumnezeu ca să o terminăm. Să creăm această unitate între pictură și vitralii. Pictura executată de Daniel Codrescu, care are un stil și un rafinament bizantin, se leagă foarte bine cu ce am reușit și noi să facem la sugestia părintelui paroh, adică sfinții sunt așezați într-o ordine, plecând din altar, cum bine se vede, altarul trebuie să fie dominat de Iisus, de Maica Domnului și de Sfântul Ion, și apoi, pe laterale, de sfinții militari și o parte sfinții mucenici. Adică există o ordine pe care noi, nu e o ordine strictă pe care noi impune erminia, dar pentru a lega într-un fel importanța sfinților și a picturii, se creează un parcurs al Bibliei, tot ce înseamnă grafism în această zonă a cunoașterii picturii bizantine. Încadrementele de piatră au fost făcute de domnul Constantin Marinete, aflat în Amurg, dar care a lucrat mult în biserică și ne bucurăm de această realizare. Apoi, sculptura aceasta foarte frumoasă, în care, dacă priviți cu atenție în partea de jos a catapetesmei, veți vedea sculptată cu multă atenție lucrarea Duhului Sfânt în biserică, adică tainele bisericii. Într-o biserică fără geamuri și fără acoperiș. Este o imagine puternică a bucuriei și a speranței ce pot transcende aparentul. Noi am slujit mult timp în pridvorul bisericii și oamenii își dau afară într-o polatră de plastic și era ger mare. Și ei, ca să nu înghețe, se mișcau când pe stânga, când pe dreapta. Și slujeam de multe ori cu lacrimi în ochi, dar biserica era plină. Și bucuria cea mai mare a fost când am intrat în biserica aceasta. Când am intrat, n-aveam turle. Am făcut și câteva anunți în biserică, fără turle. Era cerul liber și Dumnezeu era deasupra. Și puțin câte puțin, când am pus turlele, s-a mai liniștit viața noastră.
În cursul lucrărilor de pictură, care au durat niște ani, a fost ca un canon dat pentru credincioși și ca citirea psaltirii să nu se înceteze pe toată durata zilei în parohia noastră. Cineva vine la oră, din oră în oră se schimbă și se citește psaltirea. Iar Maica Domnului ne-a ajutat încât toate lucrările care s-au desfășurat deloc ușoare au putut unele să fie finalizate, iar altele sunt în curs de finalizare. Ceea ce este foarte important și care a dinamizat mult activitatea bisericii este că, începând din 2011, Preafericitul Părinte Patriar Daniel ne-a adus un dar, Sfântul Paisie de la Neamț. Moaștele lui se află în biserica noastră. Lucrul acesta ne-a motivat foarte mult ca să punem la sufletul credincioșilor preocupările acestui Sfânt Părinte al Bisericii, care e ctitor de filocarie românească și nu numai, și cultura lui este la baza culturii românești. Deci e o biserică în care cultura pornește de la cult. Și de aceea avem și o școală de muzică bizantină și avem un cor nu numai de la operă, ci și de muzică bizantină care își desfășoară activitatea aici. Și după ce Preafericitul a adus aceste daruri extraordinare, viața bisericii a luat o altă amploare și de fiecare dată ne gândim cum să facem ca să ducem acest dar la inima tuturor credincioșilor. Ocuparea mea n-a fost neapărat să aduc sfinte moaște, dar sfinții au venit în biserica noastră. De exemplu, aflându-mă odată la Milano, am cunoscut pe cel care răspunde de trezorăria bisericii cu sfintele moaște. Și de acolo Dumnezeu a rânduit să primim și noi moaștele Sfântului Petru și Pavel. Credeți-mă că acest dar m-a mișcat profund. Știți din Scriptură că pe unde treceau sfinții acești apostoli, umbra lor învia și morți. Erau pretutindeni Evangheliei însuflețite. De câte ori intru, mă cuprind fiorii, ce dar mare a sosit în biserica noastră. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns să ai pe Petru, să ai pe Pavel, gura lui Hristos. E o mare minune. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, a rânduit Dumnezeu să mai primim și o părticică din moaștele Sfântului Nicolae, aduse din Veneția cu scrisoare și apoi moaștele Sfântului Ambrozie, episcopul de Mediolan, prieten cu Sfântul Ioan Gură de Aur și care a fost o vreme la episcopatul de Aquileia. Apoi Gervasie și Protasie, moaștele lor sunt lângă Sfântul Ambrozie acolo, Nazarii, Celsie, toți care martiri din secolul IV, au sosit aici ca un dar pentru biserica noastră. Este o rețea nevăzută, niște fire nevăzute care leagă întreaga comunitate ortodoxă a întregii lumi. Este o legătură aparte la Șerban Vodă între credincioși și sfinții care îi protejează, între oamenii de aici și biserica lor, între toți cei care împărtășesc aceeași râvnă. O notă aparte în parohia noastră este desfășurarea unor slujbe de priveghere, cel puțin o dată pe lună, și aici a fost inițiativa părintelui Dinu, a preotului paroh de la parohie de la noi, ca o dată pe lună să se săvârșească în biserica noastră slujbă de priveghere de toată noaptea. Cu
slujbele începând cu vecernia și continuând în orele spre dimineață cu Sfânta Liturghie. Deci începem în jurul orei 10, 10 jumătate seara cu vecernia, cu treenia, cu un paraclis închinat de obicei Maicii Domnului și continuăm pe urmă spre dimineață cu Sfânta Liturghie. Și avem bucuria participării a multor credincioși care lasă din comodul vieții, din viața comodă pe care poate unii și-o doresc să o aibă după o zi de muncă și petrec aici împreună cu noi în duc de rugăciune și de slujire liturgică. Dacă citim bine Apocalipsa, există o biserică, cea ultimă, care îi se adresează Mântuitorul cu o scrisoare și îi spune aceste biserici, am auzit că ai de toate, că ești viu, că trăiești, dar ești mort. Cel mai frică mi-a fost de o biserică moartă. Sunt coordonatoarea sectorului cultural din cadrul Comitetului Parohial al Bisericii Șerban Vodă. Principalul nostru proiect este deocamdată acela al foii parohiale. A început acum 7 ani, a început timid pe o masă de sufragerie la o imprimantă și care astăzi este lucrarea a mai multor preoți și membri ai parohiei noastre și ajunge să surprindă tot ceea ce trăim noi, atât ca parohie, cât și ca viață bisericească, viața bisericii ortodoxe. Nu cred că există vreun moment important pentru viața bisericii în general care să nu fie surprins măcar în câteva rânduri în această publicație. Mă ocup cu coordonarea sectorului de tineret în parohia Șerban Vodă de aproximativ 6 ani, nu știu dacă zic foarte bine, dar de mai mult timp și până să se înființeze chiar sector de tineret, adică să poarte această titulatură, m-am implicat pe cât am putut în acest, să zic așa, segment. Activitățile cu tineri în Biserica Șerban Vodă sunt destul de diversificate, pornind de la întâlnirile din fiecare marți, deci la fiecare marți din săptămână la ora 19 ne întâlnim aici și dezbatem teme diverse, dar și în primul rând Sfânta Scriptură, luată capitol cu capitol și tâlcuită după Sfinții Părinți. Deci avem preoți care, și în primul rând Părintele Diacon Filiuță, care este implicat în această activitate cu tinerii. Apoi pelerinajele pe care le organizăm cu tinerii. De curând am fost în 15 iulie, am fost la mănăstiri în Târgoviște, pelerinaj de zi sau chiar și de 2 zile. În plan, acum avem la sfârșit de august, n-am stabilit exact data, vom face o ieșire la Pitești, la închisoarea Pitești, pentru a rememora fenomenul Pitești, având în vedere că anul acesta este dedicat martirilor din închisorile comuniste. Apoi implicarea tinerilor în activități sociale cu centrul acela Margareta, copii cu dezabilități. Strângem ajutoare și împreună cu ei mergem acolo. Fii darnic și mai plină, viața ta va fi mereu. Lumină din lumină și Dumnezeu din Dumnezeu. Fii darnic și mai plină, viața ta va fi mereu. Mergem frecvent la un centru de copii, Sfânta Margareta, de aici din București. Strângem fonduri de la enoriașii și parohiei pentru a ajuta acești copii în suferință. Sunt copii fără familie, copii cu dizabilități și au nevoie de ajutorul nostru.
puținul ajutor pe care îl dăm, nu reușim să facem asta săptămânal, încercăm să avem o implicare mai mare, dar o facem o dată pe lună. Dumnezeu ne-a pus aici să zidim biserica în inima omului. Locașul de cult arată ceva din credința noastră, dar faptele, Dumnezeu caută la faptele bisericii. Împreună cu Părintele Paroh Tinu Pompiliu, cu preoții slujitori la această biserică, cu Consiliul Parohial, cu enoriașii din această biserică, în anul 2010 am hotărât construirea unui centru social. În acest centru social, aflat acum la acoperiș, se află o grădiniță cu 90 de locuri, o cantină socială pentru 200 de persoane, 26 de paturi pentru asistat social, o casă de oaspeți pentru cei care vizitați de biserica noastră cu 14 camere, casa de oaspeți, și apartament pentru fiecare preot care lucrează aici, pentru ca să găsim tot timpul preotul în curtea bisericii. Și am făcut lucrul acesta pentru că a fost o vreme când noi nu prea avem loc prin lumea aceasta. Și sper cu timpul cei care vor urma după noi să aibă locul în care să-și desfășoare cum trebuie activitatea. După orele de program, vin la biserică și ajut, mergem după materiale, căutăm sponsori, suntem cu el la roșu. Ne mai trebuie fonduri pentru finisaje, pentru dotări, pentru autorizații, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ne nădăjduim ca într-un an, un an jumate, 2 ani maxim, poate reușim să ajungem cu el să-l finalizăm. La Biserica Șerban Vodă se organizează activități frecvente, fie că este vorba de întâlniri catehetice, de meditații pentru elevi sau cursuri ale școlii de muzică ce funcționează aici. Preoții și credincioșii sunt legați de munca pe care continuă să o facă împreună. Ca și cum Dumnezeu ar fi de față, lucrează acești oameni. Nu cred, n-am observat, nu este nevoie să vină cineva să le spună. Fiecare în lăuntrul lui își dă răspunsul, fiecare cunoaște atribuțiile celuilalt și m-a uimit, am coborât în trapeză cu doamna Mihaela, care este una din responsabile de aici. Și era un domn Marian, mi se pare că îl chema, atât de smerit, care lucra singur la bolta care va fi de fier, care va fi acoperită apoi de tencuială și pictată a trapezei. Așa sunt oamenii de aici, neștiuți, și chiar aș vrea să remarc un lucru foarte și deloc întâmplător și foarte mișcător. În momentul în care se intră în această biserică și orice om, nu neapărat credincios, vrând să se închine la ceea ce vede, găsește Sfintele Moaște în partea dreaptă și prima raclă este mâna dreaptă a Sfântului Necunoscut. Și mă gândeam că aceasta este mâna lui Dumnezeu lucrătoare prin iubire, prin mâinile enoriașilor de aici, necunoscuți. Este o pildă pentru cine intră. Suntem ca o familie și de asta spun, cum într-o familie fiecare are rolul său în bunul mers al familiei, așa și aici. Este o activitate care, așa cum vă spuneam la început, necesită timp. Timpul ăsta trebuie să-l rup de undeva din viața familiei, din poate chiar și din
timpul alocat serviciului, însă eu spun că efortul ăsta merită. Atât timp cât facem lucru pentru Dumnezeu, eu spun că trebuie să le facem cu sufletul deschis și să trecem peste toate greutățile. Au fost câteva momente foarte grele și în aceste momente grele am rămas cu credincioșii și cu Dumnezeu. Mulți au fugit, dar au fost multe și în aceste momente grele s-a văzut minunea lui Dumnezeu. Am lucrat cu deținuții pe 3 schimburi. A fost momentul în care am schimbat privorul bisericii și toți se speriau cum să poți să faci treaba aceasta. 3 săptămâni s-a lucrat pe 3 schimburi. Sute de oameni mâncau aici, dar nu știu unde venea mâncarea, știți? Și cu tot ce trebuia, aveam de toate. Nu știu dacă din parohia aceasta să fie vreunul care să nu fi fost cuprins de această dragoste. Și nu numai ei, și toți cei care participă, că sunt mulți care vin din diaspora, au fost prezenți aici alături de noi. Am avut mulți fii care au lucrat în lumea aceasta și care n-au uitat de biserică. De aceea și noi ne-am străduit ca să aibă cuvântul lui Dumnezeu pe site acolo când se duc. Mi-aduc aminte despre o doamnă care a lucrat mult în străinătate, era nelipsită din biserică, Maria o chema, și în noaptea de Paști, zice, părinte, trebuia să plec la biserică și n-aveam unde. Și ce ai făcut? Am pus ceaslovul jos, am citit până la 12 noaptea și la 12 noaptea am cântat cât m-au ținut pe mine puterile, Hristos a înviat din morți. Ei, cu aceștia am făcut biserica. Și ea mă rugăciune mereu și v-a spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat asemenea oameni lângă mine. Contează foarte mult pentru un român aflat în străinătate să aibă, în primul rând, niște repere interioare care să-i asigure o stabilitate și să facă astfel încât să țină, cum se zice, calea dreaptă. Trăiesc din plin viața parohiei în ultimii 4 ani. Dar cu satisfacție. Când vezi ce construcție s-a ridicat, chiar am făcut de curând fotografii cu prim planuri la pictura bisericii, eu spun că este o minune. Este o minune. Este o mare minune. Pentru că au fost eforturi susținute, în primul rând, din partea părinților, a părințelui Dinu Pompiliu, dânsul este și paroh, dar și a celorlalți co-slujitori și a tuturor oamenilor care s-au implicat. Și este pusă multă rugăciune aici, multă iubire și a reușit să se închege o comuniune. Noi așa credem că ne simțim bine, venim cu mare drag și ne face mare bucurie când printre noi apar și fețe noi, se cunosc, pentru că noi deja ne cunoaștem foarte bine, deși suntem sute de persoane, o familie cu sute de persoane. Simt o mare bucurie că pot face cât de puțin pentru această parohie, pentru acești oameni minunați care au depus eforturi susținute an de an. Înseamnă viitorul. Înseamnă viitorul copiilor, tinerilor din această parohie. Privim cu mândrie și privim cu speranță
la această biserică și credem că toți cei care vor trece pe aici să se cunune sau să-și boteze copiii vor avea o legătură la fel de strânsă așa cum avem noi sau cei care au început această biserică. Mulți slujitori s-au perindat în acest loc, fie că a fost biserica cea veche, fie că este biserica, vorbim de biserica cea nouă. Pot menționa pe părintele Grigore Dragută, care a început construcția primei biserici, pe părintele Oriță, apoi pe părintele Ristache Alexandru, pe părintele Alexandru Niculescu, care a fost paroh al acestei biserici, urmând ca după aceea părintele Alexandru Ristache să primească parohiatul. Și după aceea, cam tot ce se poate vede aici, totul sub coordonarea părintelui paroh Dinu Pompiliu. Este dragostea mea din tâi. Și eu, ca să vă spun așa, am văzut în ei, pe părinții mei, pe frații mei, și ei au răspuns la chemările mele. Și adeseori activitatea mea a fost urmărită de ei și eu i-am slujit cu multă credință. Și nu numai eu, toți preoții care au fost aici. Este un duh de slujire necondiționat. Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Dorlichii și Sfântul Cuvios Paisie de la Neam, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice, va intra Împăratul Slavei. Cine este acela Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Și că pomenire clitorilor bisericii acestea. Veșnică pomenire clitorilor bisericii acestea.
până acum, biserica aceasta a fost darul oamenilor adus lui Hristos. Darul construit din cărămidă, de beton, fier, lemn, împodobit cu pictură, cu veșminte și cu obiecte sfinte, toate din lumea aceasta. Odată însă cu sfințirea, biserica aceasta, darul nostru către Hristos, devine casa Preasfintei Trăimi și darul lui Dumnezeu pentru noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această biserică să fie pentru noi icoana Împărăției Cerurilor. Și anume că atunci când ne rugăm în biserică, nu ne rugăm singuri. Chiar dacă este un singur om în biserică, nu se roagă singur, ci împreună cu toți sfinții care sunt pictați aici. Sigur, este o pictură foarte bogată, frumoasă și, într-un fel, sfinții sunt pe coloane puși ca pe o scară a îngerilor care duc rugăciunile noastre la ceruri. Și așa sfinții din calendarul nostru, majoritatea celor mai populari, sunt aici pictați. Și este o bucurie mare să vedem atâtea cete de îngeri și atâți sfinți din diferite timpuri, din diferite locuri, adică Biserica Universală, dar un loc deosebit s-a dat și sfinților români din neamul nostru. Felicităm pe Părintele Paroș și pe toți ostenitorii, toți cei care au contribuit la zidirea, realizarea, pictarea, împodobirea acestei biserici și, în mod deosebit, apreciem faptul că această biserică din capitală, cu poate cei mai mulți sfinți pictați într-un spațiu destul de generos, dar totuși în raport cu numărul sfinților s-a dovedit neîncăpător, se realizează tocmai în anul omagial al sfintelor icoane și al iconarilor. Îngăduiți-mi ca numele credincioșilor parohiei Șerban Vodă să vă dăruim o icoană frumoasă care seamănă cu icoana noastră de pe catapeteazmă și sunt sigur că va găsi un loc acolo în Palatul Patriarhal.